În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului a oficiat slujba învierii Domnului în mijlocul băcăuanilor la Catedrala Înălțarea Domnului din centrul municipiului. Dacă această catedrală s-a început acum aproape 30 de ani, de acum cel puțin 30 de ani, să ia fiecare hotărâre să venim aici, în fața acestei biserici, în fața acestei frumoase catedrale și să cântăm Hristos a înviat, să dăm mulțumite lui Dumnezeu și să îl rugăm ca să ne facă vrednici de neamul din care face parte și să ne facă vrednici de împărăția cea veșnică. Biserica a fost una icoana sfântă a neamului românesc. Prin biserică noi căpătăm identitatea noastră în Iisus Hristos și aparținem unui popor evlavios care nu și-a uitat niciodată sorginia, nu și-a uitat niciodată botezul prin care a fost pe cerințe să facă parte din corpul sfânt, din trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, știind că Hristos este capul bisericii. Cum spune Părintele Paisie, se întâlnim la poarta Raiului, cum ne-am întâlnit astăzi la poarta acestei catedrale, a cărui uși deja s-au pus, dar vor fi deschise, sperăm, în timpul următor. Și noi să fim cei care îi deschidem ușa în fiecare zi acestei catedrale și alor biserici, ca să ne întâlnim pe Dumnezeu, care revanță binecuvântarea de la altarul cu cel sfânt, care reprezintă mormântul lui Hristos. La slujbă au fost prezenți mii de credincioși. Aceștia au luat acasă Sfânta Lumină de la Ierusalim, adusă din București de o delegație a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.